Sindicatele din domeniul energiei s-au mobilizat pentru 2 zile de grevă. Vor să crească presiunea pe autorități pentru a renunța la reforma pensiilor. Cele mai multe rafinării au oprit livrările și nu mai lucrează. Donc la colère, elle est toujours profonde. Vraiment, personne ne veut de cette réforme, avec une situation en plus compliquée pour les plus modestes, qui est une réforme qui va impacter les femmes en particulier. Protestul din rafinerie ar putea duce la probleme cu aprovizionarea stațiilor de carburanți. Autoritățile dau asigurări și spun că nu va fi nicio criză, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Între timp, toate marile centrale sindicale se mobilizează pentru greve. Avec nos collègues portuaires, dockers, gaziers, électriciens, mais aussi éveiller les consciences au sein des entreprises comme Airbus, les chantiers de l'Atlantique. C'est bien les travailleurs eux-mêmes qui, en structurant la lutte par le bas, en recréant et en retissant des liens, arriveront à créer les conditions d'un blocus économique qui seul pourra peser et faire infléchir le gouvernement. Ultimele sondaje arată că peste 72% dintre francezi nu sunt de acord cu reforma pensiilor anunțată de guvern. Grevele vor continua, sindicatele s-au pus de acord, iar următoarea zi de mobilizare socială la nivel național va fi 31 ianuarie. Ultimele proteste au scos în stradă peste 1 milion de persoane. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.